La 29 noiembrie 1813, Bernard Courtois, chimist francez născut la Dijon, descoperă în urma analizei cenușii plantelor marine iodul. Un alt chimist francez, Gay Lussac, constată analogia lui cu clorul și îl numește iod, datorită vaporilor săi violeți. Iodul este un oligoelement esențial pentru organismul uman, fiind indispensabil pentru sinteza hormonilor tiroidieni. Football Club Barcelona este un club de fotbal din Barcelona, Spania, fondat în 1899 de un grup de fotbaliști elvețieni, britanici și catalani, conduși de Juan Gamper, care evoluează în Premiera Division. Între timp, clubul a devenit un simbol al culturii catalane și al naționalismului catalan, motoul său fiind Barça este mai mult decât un club. Imnul oficial al Barcelonei este Cant del Barça. La 29 noiembrie 1993, leul moldovenesc devine moneda națională a Republicii Moldova, înlocuind cuponul. Schimbul s-a realizat după cursul 1 leu pentru 100 de cupoane. Un leu este subdivizat în 100 de bani. În momentul de față sunt disponibile bancnote cu valorile de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 și 1000 de lei și monede cu valorile de 5, 10, 25, 50 de bani, 1 leu, 2 lei, 5 lei și 10 lei. În 1877 are loc prima demonstrație a fonografului, prezentată de inventatorul Thomas Edison. Thomas Alva Edison, un fost important inventator și om de afaceri american de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, a fost un autodidact, însă acest lucru nu l-a împiedicat să realizeze invenții în domeniul electricității, al telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă, a telegramelor, al înregistrării mecanice, a sunetului și al cinematografiei. Tot el va introduce în lumea industriei noțiunea de producție în serie.